Legea privind protecția și promovarea drepturilor copiilor a suferit unele modificări, iar una dintre ele se referă la activitățile desfășurate de copii în diferite domenii și de pe urma cărora cei mici câștigă bani. Potrivit articolului 87 din lege, copilul nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, dacă acestea îi dăunează sănătății sau dezvoltării sale. Modificarea legii constă în completarea acestui articol cu noi norme. Prestarea de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling este condiționată de informarea prealabilă a Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul primăriei din localitatea de domiciliu a copilului. Psihologii spun că frontiera dintre o carieră a copilului făcută cu pasiune și un caz de abuz este foarte subtilă. Legea nu are deocamdată normele metodologice publicate, iar cei de la protecția copilului spun că au în vedere cazurile în care minorii sunt împinși să facă o carieră de către părinții care ulterior obțin un profit.